Pe 3 mai, comunitatea poloneză din întreaga lume sărbătorește Ziua Constituției, o zi de mare importanță în istoria Poloniei moderne. În urmă cu 232 de ani, pe 3 mai 1791, a fost adoptată prima Constituție modernă scrisă în Europa și a doua din lume după cea americană. Această Constituție a reglementat sistemul juridic al Uniunii Statale Polono-Lituaniene și a fost o încercare de salvare a țării care a pierdut o parte din teritoriul său în urmă a primei împărțiri realizată în anul 1772 de către Prusia, Austria și Rusia. Cu toate acestea, la scurt timp după adoptarea acestei Constituții, Polonia a suferit a doua și a treia împărțire în 1793 și 1795, pierzându-și independența pentru mulți ani. Deși Constituția nu a intrat niciodată în vigoare, amintirea ei a sprijinit aspirațiile generațiilor viitoare la independență. Această zi este sărbătorită în Biserica Catolică din Polonia ca Preasfânta Fecioară Maria, Regina Poloniei, și este un moment important pentru cultul Mariei ca Preasfântă Fecioară Maria, Regina Poloniei, care apare în Polonia și în parohiile poloneze din străinătate. În România, biserica dedicată acestei sărbători este Biserica Preasfânta Fecioară Maria, Regina Poloniei din Vicșani, conform spuselor președintelui Uniunii Polonezilor din România, deputatul Gervasen Longer. Astfel, Ziua Constituției este o zi de mare sărbătoare pentru comunitatea poloneză, un moment important pentru a-și aminti și a celebra istoria și cultura lor bogată.